Oameni buni, cunoaștem acum un om care are niște prieteni cu totul neobișnuiți. Îl cheamă Titus Cristian și este crescătorul de câini care a adus prima oară în România rasa ciobănesc alb elvețian, iar prietenii lui sunt lupii albi. Omul ăsta are 42 de astfel de exemplare de câini în canisa lui și este acum aici cu câțiva dintre ei, așadar lupii albi. Să intre lupii albi. Ia uite cât de frumoși sunt. Salut, Titus, bine bună, ai venit bună. La emisiune. Salut. Ia, haideți să facem puțin cunoștință, te rog frumos, cu da. Invitații mei de astăzi, da? El e Feri, 2 ani jumate, e campion România. Feri, cât are, 2 ani jumate? Da, tatălui e campion european și maică-sa campioană mondială. Și el e campion, aici are aici ceva, scrie aici ceva, da, dacă se pierde? O chestie foarte importantă, el este, printre altele, și câine de circ, da. Și putem să facem tot felul de... Hai că vedem imediat, deci da, aici are o chestie care e legată de... Exact, exact. Bine cum i-ai dat numărul peste cap, dar încercăm să facem. Am înțeles. Perfect, n-am știut. Iartă-mă, mai departe. Așa, ea este Libi, este campioană România și ea. Ea, Libi, da? Și cât are? 5 ani de zile. Și bătrânica Lara, care are 12 ani de zile, e campioană europeană. Ea e bunica lor? Da. Bunica, și dar mai campioni. Da, 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 pe campioana europeană? Toți 42 sunt câini pentru clasă campioni, cu titluri câștigate, cu drept de reproducție, sunt câini care într-adevăr sunt speciali. Deci tu ai în canisa ta 42 de astfel de exemplare. Au provenit din canisă peste 2400 de lupi albi, care sunt pe toate continentele, la toate, inclusiv două case regale în toate țările din la ce case regale? La Casa Regală a României și la Casa Regală a Danemarca. Superb! Iar aici l-avem pe? Ea este o fetiță de 3 luni, o cheamă Luna și o să ajungă în Anglia la o prietenă bună de-a mea. Da, perfect. Dar trebuie să aibă peste 3 luni ca să plece din țară. A, perfect. Ai făcut actele și tot va pleca, nu? Pașaport, pedigree și tot ce trebuie. Da, normal. Vreau să te întreb, cei 42 de câini pe care ai tu, cam cât mănâncă pe zi? Enorm de puțin. Nu pot să cred. E un oximoron, da. În sensul în care, de exemplu, el nu mă costă mai mult de 40-50 de lei. Pe zi? Nu, pe lună. Adică cum un leu și ceva, cum leu și ceva pe zi. Pe gândiți-vă că iau de la halele obor ficat, rinichi, inimă, spate de pui cu un leu 52 lei, îi fac într-o oală de orez, ajung 20 de kg pentru 20 de căței fără probleme. Și oala aia are 10-15 lei maxim. Perfect. Cu vitamine. Mă gândeam că la cât sunt de mari mănâncă și mult. Mâncare. Mănâncă și mult la cât sunt de mari, mă gândeam. Nu, culmea ironiei. Nu mănâncă atât cât mănânc eu, dar oricum s-a făcut. Da, știi ce vreau să te întreb? Au nevoie de îngrijiri speciale? Nu. Ei, săracii, nu mai sunt toaletați, că n-au mai fost expoziții de vreo jumătate de an. Și abia spus... aștept să fie mai vară, să-i spăl cu furtunul, să-i bag repede la zmotocite, de-abia aștept. Un interior-exterior, vă rog frumos. Exact. Interiorul pentru tine, exteriorul pentru ei. Da, știi ce vreau să te mai întreb? Îmi spuneai ceva mai devreme că vara nu le este cald, nu. Pentru că au două tipuri de blană. Iarna dorm în zăpadă la minus 20 de grade, vara dorm afară în soare la plus 50 de grade. Deci n-au nicio problemă. Nu, pe ei au păr și sub păr. Spune-ne. Și sunt protejați de căldură. Dacă afară 50 de grade, pe blană lor ajung 25 de grade. Spune-mă ce ar trebui să știe oamenii despre rasa asta. Eu sunt fost campion al României la dresaj. Este rasa impecabilă pentru familie. Am avut peste 2000 și ceva de exemplare plecate din canisă. Niciodată nu mi s-a reproșat că a lătrat măcar la copilul meu din curte. Am filmări cu 2-3 bebeluși și 7-8 lupi albi cărora li se scoate mâncarea din gură, iau din vasul de mâncare, îi bagă mâncarea în gură, nu reacționează niciun fel. Deci sunt foarte blânzi, nu? Foarte echilibrați, nu neapărat blânzi. Ei sunt ciobănești. Cum e ciobanul ăla care stă pe bâtă? Nu deranjează pe nimeni, așa sunt și ei. Dacă îmi vine lupul, ursul, imediat sunt înrudiți cu ciobănescul german? Da, ei sunt a opta culoare a ciobănescului german. Marele lor avantaj, că vedeți, sunt drept, sunt masivi, sunt puternici. Avantajul lor este că au fost interziși de către Hitler, că nu l-ajutau în război. Erau vizibili pe câmpul de luptă, erau albi. Și ei au rămas așa cum erau de mii de ani, de zeci de mii de ani. Eu cred că sunt primii câini domesticiți de acum 20-30 de mii de ani. E bine că nu lasă nici părul, după cum poți observa la tine. Mulțumesc mult, ești amabil. Nu, dar să știi că poți să-ți faci un pulover. Deci n-ai nicio treabă. Și a doua chestie, dacă îl speli, da. Atunci când năpârlesc, încă n-au început năpârlirea, de-abia venit căldurile, da. Și îl dai bine cu șampon și cu perie și la sfârșit îl dai cu fion industrial ca să-i sufle tot părul mort, 6 luni nu mai pică fir de păr. Nu pot să cred. Nu, așa este.
asta. Păi, super. Toți câinii se pot întâmpla. Și am înțeles că se pricep și la matematică. Da. Care e la matematică? Păi, ea este băbuța Lara. Lara. Da, ea a fost la circ și acum îi punem niște operații matematice. Lara, hai, Lara, 1 plus 1, hai, văd. Bravo, radical din 4, hai, radical din 4, așa, 2 plus 2 împărțit la 2, zi. Să ia neușor că trebuie să calculăm și noi. Stai puțin, încă o dată, 2 plus 2 împărțit la 2. Hai mă, de cât faci 2 plus 2 împărțit la 2? Ciucă, 2 plus 2 împărțit la 2, întotdeauna se face întâi împărțirea și apoi, nu e bine? Pe ea a răspuns perfect, ia mai zi o dată. 2 plus 2 împărțit la 2? 3, a zis bine. Păi tot timpul a spus bine. Păi și poți să zic eu, 5 plus 5, că ăsta e leștit. Dă cu virgulă, lasă-o ca să nu obosească, e babă. Ia, 3 plus 3. 1 factorial, de exemplu, cât face? 3 cu 1 factorial? Nu, 1 factorial. Ia, zi. Bravo. 1, băi, 1, asta așa. Da, 3 plus 3 face? Da, ia. Hai. Zi. Bravo. 6. Da. Păi ia, și 4 plus 1? Ia zi. Bravo. 5. Sunt unii câini mai inteligenți decât stăpânii. De exemplu, păi ia, știe și cu... sunt mai inteligenți decât... decât mulți, nu? Da, să vedem, știe și la scăderi? Da. Ia, 6 minus 2. Zi, Lara. Zi, voice. N-am ce să-ți dau, că vitaminele le-am uitat în mașină. Hai, mai zi o dată. Zi. Bravo, Lara. 4. Bravo. A, mingea asta e... Poftim. Cu ajută, fii atent. Lara, uite-te la mine. Stai. Lara, 3 plus 2. Hai, zi, Lara. 3 plus 2. 3 plus 2. Bravo, Lara. Bravo, are chef de joacă. Nu poți să-i bagi mâna în gură, nu e niciun fel de problemă. Și mi-ai zis că au și niște momente speciale pregătite, da, pentru că da, l-avem da, aici da, pe prietenul nostru. Orice. Adică inclusiv dacă este da, e fetița, este să învețe acum, la ea nu știu cum și cum s-ar vedea. Vreau să le spunem celor de acasă că câinii ăștia au jucat și în filme. Da, au jucat în filme. Și ia uitați-vă acum ce iese din... Băi, ce baghetă magică ai tu! Poftim și bagheta asta, ia să vedem și de la ea. Ar putea să apară și de la ea. E cu o baghetă ma... sau ce e ăsta? Să vede că sunt bețiv. Aoleu, ce-am făcut? Ăsta ce este? Pai! Nu se poate. Aoleu, mai dat de gol. Băi, nu tot o baghetă magică trebuia să apară? A, și fac și ceva cu baghetele? Da, absolut orice. Pe ce ai vrea, de exemplu, să facă cu baghetele? Stai. De exemplu, cu o baghetă, să o scot aici din ureche. Opa. Am înțeles. Absolut orice. Sunt câini foarte dresabili și... foarte ușor de adaptat cu bebelușii, cu copiii. Învață copiii și bebelușii. Adică pot să fie meargă. Bune. Păi, bagă-i mâna în gură, scoate-i limba, n-ai nicio reacție. Nu fost foarte serios. Da, stai un pic. Eu am înțeles că tu ai fost la operă da. Și ți-ai dus cu câinii la operă și da. Ai lăsat în fața da, operei. Da, m-a chemat un prieten. Băi, am bilete la operă. Păi zic că sunt cu căței în parc. Păi și nu vrei să vii? Ba da. Și am venit cu doi căței, am lăsat în față, au stat 3 ore în total, o oră jumate, după aia a fost pauză, am ieșit puțin la ei, am mai stat încă o oră jumate. Și i-ai ținut, i-ai legat de ceva? Nu, păi și nu ți-a fost frică că păi e ceea cineva? Zi de zi, dacă zi de zi eu mă duc la piața Obor cu 3-4 odată și las în fața pieței câte jumătate de oră, o oră, două ore, mă așteaptă și pe aia plecăm acasă, ce zici? Trebuie să recunosc că odată am uitat unul din ei în față la mol. Și m-a trezit după 5 ore. Băi, dar unde e Gogu? Bătrân Gogu. L-am uitat la mol. Hai repede. Era acolo înconjurat de vreo 30 de feluri de mâncare, nu mânca nimic. Tot ce oamenii dădeau, nu? Da, nu spuneți la nimeni, e secretul nostru. Deci nu mănâncă de la străini? Nu, absolut nu. Adică există o normă de 29 de minute ca un... rechin se apropie de bradă, dacă îi lași acolo și se duce să mănânci. Am înțeles, după aia, după 30 de minute devine 29, un pic... nu exager. 29, perfect. Lupii albi, dar știi ce vreau să te mai întreb? Zice că au jucat și în filme, nu? Da, da. Ce roluri au prins? A fost un film în care era o mireasă, care era înconjurată de lupi, de lupi albi și unul din ei a venit și s-au sfâșie, s-au cu tare, s-au vede sânge, aiurea. A fost o simplă minge băgată într-o cârpă de unde curgea sânge. Deci joacă și în filme de acțiune. Da, da. Deci cei mai blânzi, cum spui tu, au apărut în filmul ăsta cei mai fioroși. Așa a fost rolul. Ei sunt actori. Dar știi ce vreau actori să te... de circ. Noi vreau avem circul de Argento și mergem cu el în toată țara. Dar știi ce vreau să te întreb? Dacă îi dăm lui Ciucă, prietenul meu, colegul meu, un câine de ăsta să se plimbe cu el prin parc, crezi că îi se poate schimba statutul, că da. El e singur de câțiva da, ani? Da, sigur. Adică... nu se mai apropie nicio tipă de el. Clar. Păi nu, asta, deci oricum are problema asta. Trebuie să, cum să zic... Eu mă gândeam că merge cu câinele da, și imediat domnișoarele, hei, nu vă spărați ce câine e. Exact. Merge? Și mai ales că e foarte blând, știe să facă și plecăciuni, știe să dea lăbuța. Ia să vedem. Hai, noroc. Ia. Hai, noroc. Bravo, băiatul tata. O, așa, băiatul tata. Bravo. Bravo.
Bă, dar... sunt foarte, foarte frumoși și mă bucur că i-am prezentat celor de acasă Lupii Albi, oameni buni. Omul care are, cum spuneam ceva mai devreme, o canisă cu 42 de exemplare. Da. Felicitări din toată inima. E scump un câine de genul ăsta? Culmea ironiei că este cel mai mic preț din lume. Băi, nene, deci la tine, sunt, cei mai blânzi, cel mai mic preț din lume. Mănâncă puțin. Da. Un puiuț ca el adus din străinătate te costă peste 3-4 mii de euro. Da. La mine, canisă de elită cu 4 campioni europeni, multipli campioni internaționali, prețul este 450 de euro pentru o femelă. Culmea ironiei și cu încă 40 de cadouri de plecare. Necesare toate. Am înțeles, adică zgardă... Vas de mâncare, soluție de dezinfectare, soluție de deparazitare internă, externă, zgardă, antipuricid și toate celelalte. Și dar știi ce mai vreau să te întreb? Când te duci acolo la canisă, ești vreodată cu toți așa pe stradă? Doar cu 4-5. Nu, dar să ieși așa cu toți 40. În primul rând sunt mai greu de stăpânit, fiindcă sunt și junior cum e ea și nu pot să o las liberă. Sunt și bătrân cum e ea și mai rămân în urmă. De asta e bine să ieși treptat, nu poți să ieși chiar cu fiecare categorie de vârstă. Astăzi avem grădinița, acum apac bătrânii. Exact. Foarte frumos. Mă bucur mult că ai trecut pe la noi. Sunt superbi. Sunt superbi. Mă bucur. Uitați-vă la televizor. Ia uite. Brav. Sunt telegenici. Da. Și a zis că pleacă în Anglia. Anglia, da. Luna o cheamă. Luna. Deci Luna pleacă în Anglia. Bravo, felicitări. Mă bucur mult că i-am întâlnit, că i-am cunoscut și că sunt așa blânzi și foarte, foarte frumoși. Chiar sunt foarte frumoși. Niște exemplare. Doamne ajută, vă aștept cu mare drag. Poate să vină oricine la canisă să se joace cu căței fără niciun fel de probleme. Perfect, așa facem. Mulțumim mult de tot. Nu, că puteți să o luați pe aici. Da. Hai. Hai copii. Pa, Harry. Copii. Bravo, copii. Și eu dacă îl păstrez pe ăsta aici și tu îl chem, el stă cu mine. Eu stai, zic să nu riști totuși, e păcat. Eu zic să nu riști, e păcat totuși. Păi n-ai zis că cei mai blânzi? Ba da, dar acum nici nu pot să-l țin. Stai să facem așa o fotografie, ia uite, pa. Stai, uite așa acolo da. La poză la Raluca. Ți-l aduc și pe ăsta? Gata, nu? Și-a plecat. Nu vrei și cu ăsta? Hai, Feri! Ia, vină cu ace, să facem poză. Hai, Feri, Feri aici. Hai repede, bravo, Feri, tată. Uf. Ia să vedem. Hai, Feri. Ia uite aici o poză la minut. Hai, intru și eu. Perfect. Bravo. Super, mulțumim mult de tot, felicitări. Multă baftă. Doamne ajută, mulțumesc. Mulțumim mult de tot, numai bine. Bine că n-au lăsat păr. E ok.